Să zici, de exemplu, să zice că am o, o mie de traume, dar nu le cunosc și nici nu știu ce înseamnă la traumă. Cum fac să descopăr că există o problemă în subconștient și cum pot să o rezolv? Foarte bună întrebare. Realitatea tridimensională, realitatea 3D actuală, e un profesor foarte bun care te învață exact cum ziceam, unde nu ești liber. Știi? Uhum. Mă uit la realitatea actuală, eu așa și lucrez cu oamenii. Mă uit la ce mi se întâmplă. Oamenii vin la mine fie că întâmpină un blocaj în zona relații, în zona financiar, sau în zona spiritualitate, scop, sens în viață, sau în zona sănătate. Cam astea sunt planurile mm -hmm. vieții, unde Principale. fiecare dintre noi poate avem anumite na, nume lucrurile cum am vrea noi. Și atunci oamenii vin la mine și unii nu știu că au traume. Și atunci analizăm. Și foarte simplu. Doar că văd o problemă I în viața lor și bă, vreau să o da, rezolv îți spun, da. cumva. Cum faci? I îți spune omul ce problemă are? Practic, tu îl sapi. sapi foarte simplu. Cum te face să te simți? Respins. Când te-ai simțit prima dată în copilărie? Respins. La trei mm. ani, când nu s-au jucat copiii cu mine și am zis că nu ceva e o fi defect la mine.